Începem citirea cu Evanghelia după Marcu, capitolul 1, cu versetul 1. Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. După cum este scris în prorocul Isaia, iată trimite înaintea ta pe solul meu care ți-a pregătit calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan care boteza în pustie, propunând botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Tot ținutul iudei și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele erau botezați de el în râul Iordan. Ioan era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă și împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Ioan propăduia și zicea, după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, căre eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintelor. Eu, da, v-am botezat cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată când ieșea Iisus din apă, el a văzut cerurile deschise și Duhul pogorându-se peste el ca un porumbel. Și din cerul s-a auzit un glas care zicea, tu ești Fiul meu prea iubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Amin. Vă rog să ocupați loc. Avem câteva sărbători care se centrează în jurul Domnului Iisus Hristos. Nașterea Domnului sau Crăciunul, botezul Domnului sau băboteaza, învierea Domnului, înălțarea la cer a Domnului, rusalile când Duhul promis de Iisus au venit. Și sunt importante aceste sărbători. Domnul să vă binecuvinteze că sunteți în casa Lui în această seară. Și o să vorbesc despre trei lucruri importante de băbotează. Sunt multe tradiții de băbotează. Televiziunile prezintă aruncarea crucii în apă și care înnoată și scoate crucea, ăla va fi binecuvântat. Unii consideră că cel mai important lucru de băbotează este să scoți crucea aruncată în apă. Care sunt cele trei lucruri importante de băbotează? Ca să înțelegem această sărbătoare. Primul lucru important este locul botezului. Și vom vedea ce înseamnă Iordanul în Scriptură. Semnificația Iordanului în Biblie e foarte, foarte importantă. Al doilea lucru important de băbotează este botezătorul. Cine a fost botezătorul? Contează botezătorul. Cine l-a botezat pe Domnul Iisus Hristos? Și categoric al treilea lucru important de botează, botezatul. Ce s-a întâmplat cu botezatul, cu Domnul Iisus Hristos, în ziua botezului? Cele patru evanghelii prezintă în mod diferit lucrurile. Primele trei evanghelii se concentrează pe botez. Ioan amintește despre anumite lucruri, de faptul că va boteza Iisus cu Duhul Sfânt și alte lucruri despre Ioan. Dar primele trei evanghelii prezintă practic botezul. Matei, Marcu și Luca. Citit din Marcu, a doua evanghelie. Să ne uităm la primul lucru important de bobotează. Primul lucru important despre bobotează. Locul botezului. În Matei 3:13 citim că la Iordan, unde boteza Ioan botezătorul. Deci era locul de botez, unde Ioan boteza oamenii care veneau la el. Hristos s-a dus în locul obișnuit unde boteza Ioan botezătorul. Nu s-a botezat într-un loc aparte. Și astăzi, oamenii care merg în pelerinaj în Israel, care nu-s botezat, se botează în Iordan. Chiar am auzit despre cineva care nu-i botezat încă și avea această dorință. Vreau să fiu botezat în Iordan, zice. Încă nu s-a botezat. Deci eu vreau în Iordan să fiu botezat. Domnul să ajute să boteze.
De 2000 de ani tot se botează în Iordan oamenii. Consideră că locul ăla pentru ei este deosebit, pentru e locul botezului, locul unde boteza Iordan. Dar despre acest loc al botezului vorbește Iosua. Și în mentalitatea poporului evreu, Iordanul era locul miracolului. Iosua 3, de la 1 la 17. Locul miracolului. Când auzeau de Iordan și cei care știau istoria poporului evreu, spune, acolo s-a întâmplat un miracol. Noi ne botezăm la Iordan unde s-a întâmplat un miracol. Deci era râul miracolului, râul minunilor. Despre ce este vorba? Iosua s-a sculadis de dimineață, au ajuns la Iordan și au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. După 3 zile, căpetenile oastea au trecut prin tabără și au dat poporul următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului, dus de preoți, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. El vă va arăta drumul pe care trebuie să-l urmați. Iosua a zis preoților, citeți selectiv, luați chivotul legământului și treceți înaintea poporului. Domnul a zis lui Iosua, astăzi voi începe să te înalți înaintea întregului Israel, ca să știe că voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Deci la Iordan l-a înălțat Domnul pe Iosua. La Iordan a fost locul unde a fost înălțat Iosua înaintea întregului Israel. Să dai următoarea poruncă preoților care duc chivotul legământului. Când veți ajunge la marginea apelor Iordanului, să vă opriți în Iordan. Deci au primit porunca. Să vă opriți în Iordan. Să vă opriți în această apă. Iosua a zis copilul Israel, apropiați-vă și ascultați cuvintele Domnului Dumnezeului vostru. Iosua a zis, prin aceasta veți cunoaște că Dumnezeul cel viu este în mijlocul vostru și că va izgoni dinaintea voastră pe cananiți. Iată, chivotul legământului Domnului întregului pământ va trece înaintea voastră în Iordan. Acum luați 12 bărbați din semințele lui Israel, câte un bărbat de fiecare seminție. Și de îndată ce preoții care duc chivotul Domnului, Dumnezeului întregului pământ, vor pune talpa piciorului în apele Iordanului, apele Iordanului se vor despica în două. Și anume, apele care se pogoară din sus se vor opri grămadă. Poporul a ieșit din cortul ca să treacă Iordanul. Când preoții care duceau chivotul au ajuns la Iordan și când li s-au muiat picioarele în marginea apei, căci Iordanul se varsă peste toate malurile în tot timpul secerișului, apele care se pogoară din sus s-au oprit și s-au înălțat grămadă la o foarte mare depărtare de lângă cetatea Adam, care este Țartan. Iar cele ce se pogorau spre Marea Câmpiei, care este Marea Sărată, s-au scurs de tot. Poporul a trecut în fața Erihonului. Preoții care duceau chivotul legământului Domnului s-au oprit pe uscat în mijlocul Iordanului, în timp ce Israelul trecea pe uscat până a isprăvit tot poporul de trecut Iordanul. A fost minunea că s-au împărțit în două apele Iordanului și au trecut pe uscat. Pentru evrei, când auzeau de Iordan, da, s-a întâmplat miracolul pe vremea lui Iosua. Iordanul a fost locul unde Iosua a fost înălțat înaintea poporului. Să știți că botezul în apă deschide o poartă a miracolelor în viața noastră. Noi atunci când ne botezăm în apă, noi spunem, suntem ai Domnului. Și când noi mărturisim public că suntem ai Domnului, deschidem poarta miracolelor în viața noastră, pentru că Domnul face miracole cu poporul Său. Domnul face și astăzi miracole în poporul Lui. Slăvit să fie Domnul! Ce s-a întâmplat la Iordan se poate întâmpla în viețile noastre. Domnul să facă acele miracole pe care El le vrea în viețile noastre. Iordanul a fost acest loc al miracolului. Dar mai este o altă simbolistică a Iordanului. Iordanul este locul celor 12 pietre. Foarte mult în cartea lui Iosua vedem importanța asta dată Iordanului. Nici o carte a Bibliei nu prezintă așa mult Iordanul ca Iosua. Iosua este o carte a cuceririlor. Și Iordanul a avut un rol în modul în care Dumnezeu a lucrat. În Iosua, în capitolul 4, vedem acest lucru cu cele 12 pietre. În Iosua 4:3. Dă-le porunca următoare. Luați de aici, din mijlocul Iordanului, din locul unde s-au oprit preoții, 12 pietre pe care să le duceți cu voi și să le puneți în locul unde veți petrece noaptea aceasta. Deci trebuiau să ia 12 pietre din mijlocul Iordanului, nu de la marginea Iordanului, din mijloc. Care e problema asta cu cele 12 pietre din Iordan? Spune în Iosua 4:5 și 6.
Treceți înaintea chivotului Domnului Dumnezeului vostru, în mijlocul Iordanului, și fiecare din voi să ia o piatră pe umăr după numărul semințiilor copiilor Israel, pentru că aceasta să fie un semn de aducere aminte în mijlocul vostru. Când vor întreba copiii voștri într-o zi ce înseamnă pietrele acestea pentru voi, să le spuneți: apele Iordanului s-au despicat în două înaintea chivotului legământului Domnului. Când a trecut chivotul Iordanul, apele Iordanului s-au despicat în două, și pietrele acestea să fie tot din aducere aminte pentru copiii lui Israel. Deci erau pietre de aducere aminte că s-a întâmplat minunea. Trebuie să avem și noi pietre de aducere aminte, să ne aducem aminte de minunile Domnului din viața noastră. Foarte important să ai piatră de aducere aminte, să ai un timp în care te gândești la trecutul tău. Și bobotează poate fi un timp în care să ne gândim la trecutul nostru. Ce minune a făcut Domnul în viața noastră? Câte intervenții a avut Domnul în viața noastră? De câte ori nu ne-a răspuns în mod supranatural la rugăciunile noastre? Slăvit să fie Domnul pentru asta. Trebuie să avem pietre de aducere aminte. Trebuie să medităm la ce a făcut Domnul în trecutul nostru. Să nu trecem, să nu ștergem din memorie trecutul, să nu ștergem din memorie experiențele supranaturale cu Dumnezeu. Cele 12 pietre erau mărturii ale experienței supranaturale a poporului Dumnezeu cu Domnul. Și Domnul vrea să avem această aducere aminte a experiențelor supranaturale. Și cele 12 pietre trebuiau luate din Iordan, pentru că în Iordan s-a întâmplat miracolul. Locul botezului a fost Iordanul. Să vedem ce mai înseamnă Iordanul. Iordanul este locul iertării. Nu-i doar locul miracolului, este locul iertării. Botezul poate fi și un timp al iertării. 2 Samuel, capitolul 19, cu versetul 16, vedem ce înseamnă acest loc al iertării. Poate vei spune: și atâta iertare, și de ce tocmai la Iordan iertare? Hai să ne uităm în 2 Samuel, capitolul 19, cu 16. Shimei, fiul lui Gera, beniamitul, care era din Bahurim, s-a grăbit să se păgoare cu cei din Iuda înaintea împăratului David. Deci David se reîntorcea din exilul impus. Avea cu el 1000 de oameni din Beniamin și pe Țiba. Au trecut Iordanul în fața împăratului. Luntrea pusă la îndemâna împăratului tocmai pornise ca să-i treacă și casa dincolo. Și în clipa când era să treacă împăratul Iordanul, Shimei, fiul lui Gera, s-a închinat înaintea lui. Vrea să treacă Iordanul împăratul cu luntrea. Toată casa lui. Atunci a venit Shimei. Acolo la Iordan a venit Shimei. Shimei n-a venit să fie botezat. Nu se practica botezul pe vremea în Iordan. Dar la Iordan, unde David vrea să treacă Iordanul, să se reîntoarcă, să-și reia împărăția, a venit Shimei, care și-a bătut joc de David odată. Uitați ce zice Shimei acolo la Iordan: să nu țină seama Domnul meu de nelegiuirea mea, să uite că robul tău l-a ocrăt în ziua când împăratul Domnul meu ieșea din Ierusalim, și să nu țină seama împăratul de lucrul acesta, căci robul tău mărturisește că a păcătuit, și iată vin astăzi cel din tâi din coasa lui Iosif înaintea Domnului împăratului meu. Atunci Abishai, fiul Țerui, a luat cuvântul și a zis: nu trebuie oare să moară Shimei pentru că a blestemat pe unsul Domnului? Dar David a zis: ce am eu cu voi, fii Țeruiei, și pentru ce vă arătați astăzi protivnicii mei? Astăzi să se omoare vreun om în Israel? Nu știu eu că împărățesc azi peste Israel? Și împăratul a zis lui Shimei: nu vei muri. Dragii mei, acolo la Iordan, Shimei a cerut iertare. Dacă ar fi fost după Abishai, fiul Țeruiei, nu trebuia David să dea iertare. Nu dăm iertare la acest om. Acest om trebuie să moară. Și mei trebuie să moară. Aici la Iordan ucideți-l. Ce David, nu. Aici la Iordan nu va fi ucis, ci va fi iertat. Aici la Iordan rostesc cuvânt de iertare peste și mei. Și i-a zis cu jurământ: nu vei muri. Iordanul este un loc al iertării, fiindcă împăratul David, strămoșul Domnului Iisus Hristos, a dat iertare. Vedeți ce semnificație are Iordanul în mentalitatea poporului evreu? E un loc al iertării. Dacă Iordanul este un loc al iertării, astăzi când vorbim de Iordan, ar trebui să ne gândim și noi să dăm iertare la Shimeiul din viața noastră. Poate și tu ai un Shimei în viața ta. Un om care s-a purtat rău cu tine. Un om care te-a vorbit rău.
astăzi când vorbim de Iordan, când ne aducem aminte de ce s-a întâmplat la Iordan, să facem ca împăratul David la Iordan, și mei te iert. Rostește în inima ta lucrul acesta, și mei te iert. Și spune numele omului care te-a supărat, te-a mâhnit și dă iertare la acel om. Dă iertare la Șimeiul din viața ta, pentru că Dumnezeu te va binecuvânta. Primul lucru important despre botează, locul botezului. Văzut că era locul miracolului, locul celor 12 pietre, locul unde boteza Ioan Botezătorul, locul iertării. Dar mai era un loc, locul mărturisirii păcatelor. Și asta citim în Marcu 1:5. Tot ținutul Iudeei și toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Și mărturisau păcatele acolo la Iordan. Botezul este și o sărbătoare în care vorbim de mărturisirea păcatelor. Unii și mai pun întrebarea, dar ce e mai important astăzi să se mai mărturisească păcatele? Mai avem nevoie să ne mărturisim păcatele? Când societatea seculară ne spune să nu vorbești de păcat. Nu vorbim. Nu vorbim de păcat. Eliminăm conceptul de păcat din discuțiile noastre. La Iordan erau mărturisite păcatele oamenilor. Și după aia erau botezați. Fiți atent, după aia erau botezați. Unii practică botezul, nu contează că au mărturisit păcatele, l-au mărturisit, practică botezul așa, fără nici măcar să cerceteze candidatul cum ar trebui. Își mărturiseau păcatele și apoi erau botezați în Iordan. Ne-am uitat la primul lucru important despre botează. Locul botezului la Iordan. Să ne uităm la al doilea lucru important despre botează. Botezătorul. Cine era botezătorul? Vedem în cuvântul lui Dumnezeu cum este descris Ioan. Marcu începe cu descrierea lui Ioan Evanghelia. Nu vorbește despre nașterea Domnului. Nu începe cu nașterea Domnului Marcu, Marcu începe cu descrierea lui Ioan, adică descrierea botezătorului. Spune în versetul 2 din Marcu 1, trimite înaintea ta pe solul meu care ți-a pregătit calea, glasul celui ce strigă în pustie. Se potrivește să descriem pe Ioan botezătorul ca un glas care strigă în pustie. Dumnezeu a trimis acest glas să strige în pustie. Botezătorul era un glas care strigă în pustie. Și ce striga în pustie? Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan Botezătorul a fost trimis înaintea Domnului Iisus Hristos să-L anunțe pe Domnul Iisus Hristos. Era rudenie cu Domnul Iisus Hristos. Glasul celui ce strigă în pustie. Ioan boteza în pustiu, provăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Era botezul lui Ioan Botezătorul. În ce consta acest botez? Oamenii să-și mărturisească păcatele și ca semn al iertării și că începe o viață nouă, erau botezați în Iordan. Foarte mulți oameni au primit acest botez al iertării păcatelor, botezul lui Ioan. Citim că tot ținutul Iudeii, toți locuitorii Ierusalimului au început să iasă la el, erau botezați de el în râul Iordan. Acest glas care strigă în pustiu avea o îmbrăcăminte ciudată. Trebuia să se deosebească de ceilalți oameni. Și care era îmbrăcămintea lui? Era îmbrăcat cu o haină de păr de cămilă. Împrejurul mijlocului era încins cu un brâu de curea. Și vedem și mâncarea lui. Cu ce se hrănea? Se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Într-adevăr, era un glas care strigă în pustiu. Să reținem care e ideea centrală care prezintă Marcu, pe botezător, glasul care strigă în pustiu. Propovăduia și zicea, după mine vine cel ce este mai puternic decât mine, că eu nu sunt vrednic să mă plec să-i dezleg curelele încălțămintelor. El vă boteza cu Duhul Sfânt. Acest botezător, așa cum îl descrie Ioan, Ioan îl vede diferit. Ioan îl vede ca martor despre lumină. Ioan 1 cu versetul 6. Era o vreme de întuneric în poporul Israel. Ioan nu este doar glasul celui ce strigă în pustie. Ioan este martorul. Să vedem ce spune Ioan. A venit un om, Ioan 1 cu 6, a venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. Deși el a fost trimis de Dumnezeu, botezător trimis de Dumnezeu.
Nu e un botezător de capul lui, direct trimis de Dumnezeu. El a venit ca martor, spre versetul 7 din Ioan 1, ca să mărturisească despre lumină. Deci el este un martor despre lumină. O altă descriere a botezătorului. Nu-i doar glasul celui care strigă în pustiu. Este martorul despre lumină. Cine era lumina? Domnul Iisus Hristos era lumina luminii. Slăvit să fie Domnul. Și Ioan Botezător, și eu sunt martorul despre lumină. Și care a fost rostul acestui martor despre lumină? Tot în versetul 7 din Ioan 1 citim. Pentru ca tot să creadă prin el. Deci, el, pe baza mărturiei lui, avea ca și sarcină că mărturisind despre lumină să creadă în Iisus Hristos. Asta era misiunea lui. El n-a venit să facă minuni, n-a venit să moară pentru păcatele omenirii. El era un martor. Slujba lui, să mărturisească despre lumină, să mărturisească despre Domnul Iisus Hristos care este lumina. Și în urma mărturisirii tot să creadă în el. Și spune tot Ioan, zice în felul următor, nu era el lumină, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Lumina aceasta era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Deci botezătorul era un martor despre lumină. O altă caracteristică a botezătorului, el era omul religiei bazate pe pocăință. În Luca 3, versetul 7, vedem în mod deosebit, religia pe care o proclama Ioan Botezătorul era bazată pe pocăință. Fariseii din vremea aceea nu puneau accentul pe pocăință. De Ioan Botezătorul punea accentul pe pocăință și spunea lucrurilor pe nume. Este glasul Botezătorul, glasul celui ce strigă în pustiu. Ioan Botezătorul este martorul despre lumină și Ioan Botezătorul este omul religiei bazate pe pocăință. Să vedem cum învăța Ioan Botezătorul religia bazată pe pocăință. În Luca 3, cu 7, vedem că zicea noroadelor care veneau să fie botezată de el. Pui de nepărci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar rodul vrednice de pocăința voastră și nu vă apucați să ziceți în voi înșivă. Avem pe Avram ca tată. Bobotează este și sărbătoarea în care ne verificăm. Facem roduri vrednice de pocăința noastră. Am fost întrebat, care este cea mai pocăită țară din lume? Sunt două criterii de evaluare, care e cea mai pocăită țară din lume. Primul criteriu este criteriul numeric. Cât la sută sunt pocăiți din țara aia? Al doilea criteriu este schimbarea societății. Cât de mult pocăiții aia au reușit să schimbe societatea? Că e sarea și lumina pământ. Dacă luăm primul criteriu, nu se compară procentul de pocăiți din unele țări din America Latină cu Europa. Procent foarte mare de pocăiți. Ne uităm la Brazilia, milioane de penticostale în Brazilia. Procent foarte mare. Dar problema știți care este în aceste state din America Latină? E procent foarte mare de pocăiți, dar societatea are rată mare de criminalitate, de jafuri, de... Se pune problema dacă așa mare rată de pocăiți, cum de n-au reușit să schimbe societatea? Trebuie să fie și acest criteriu, cât de mult societatea a fost schimbată de acești pocăiți, cât de mult se vede influența în societate. Când a fost trezirea spirituală din Wells, în 1904, și zeci de mii de oameni s-au pocăit, s-a văzut schimbarea. Poliția nu mai avea treabă, tribunalele nu mai aveau treabă. Vedeți? Deci asta trebuie să fie un criteriu, nu doar numărul de pocăiți, ci și impactul pocăiților. Și impactul contează. Da, la trezirea din Wells s-a văzut impactul. A scăzut foarte tare rata infracțiunilor. Deci, dacă vorbim care e cea mai pocăită țară, oricum în Africa, să știți, dragii mei, zeci de milioane de penticostali se ridică și au impact asupra țării, au impact asupra legislației, au impact asupra... Africa încet se ridică și din țara, din cei din urmă, posibil să fie cei din tâi în ce privește nivelul de pocăință. Ce învățător dădea Ioan Botezătorul? Noroadele întrebau și ziceau, ce trebuie să facem? Deci religia practică. Drept răspuns, el zicea,
Cine are două haine să împartă cu cine n-are niciuna. Și cine are de mâncare să facă la fel. Mă, dacă tu ai mâncare, împarte cu cel care n-are mâncare. Vă dați seama, era omul religiei bazate pe pocăință. Chestia asta cu mâncarea. Să știți că în România, vorbesc statisticile, sunt copii care merg flămânzi la culcare. Deci nu ține că în România, nu, sunt copii care merg flămânzi. Dacă mergem după învățătorul Ioan Botezătorul, zice așa, dacă ai haine, împarte cu cine n-are, dacă ai de mâncare, să împarți cu cine n-are. Au venit și niște vameși să fie botezați și au zis, învățătorul, noi ce trebuie să facem? Și el a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Au fost prinși ceva vameși corupți la Borș. Ceva agent sub acoperire, s-a travestit în șofer și luni de zile a urmărit. Și au fost prinși. Uite că vin și vameșii și întreabă, ce să facem? Să nu luați mai mult decât e voie să luați. Vedeți seama cât de actual e Ioan Botezătorul? Nu luați pagă! Nu luați mai mult prin abuz! Să fiți niște vameși corecți! Niște ostași îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Vă dați seama? Să vă mulțumiți cu solda voastră! Să nu amenințați, să nu jefuiți! Ioan Botezător a fost omul religiei bazate pe pocăință. Dumnezeu vrea ca și noi să fim oameni ai religiei bazate pe pocăință. Și pocăința se vadă în tot comportamentul nostru. Ioan Botezătorul a fost o pricină de bucurie și veselie. Atunci când este prevestit că va veni în lume, despre el se spune în felul următor, în versetul 14 din Luca 1, la vestirea nașterii Ioan Botezătorul. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare, și se va umplea de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. Deci Ioan Botezătorul s-a umplut de Duhul Sfânt din pântecele mamei. Înțelegeți acum de ce era așa de puternic? Să fie umplut de Duhul Sfânt din pântecele mamei. N-a fost doar glasul celui ce strigă în pustie. N-a fost doar martorul despre lumină. N-a fost doar omul religiei bazate pe pocăință. El a fost și o pricină de bucurie și veselie pentru părinți. Și pentru popor. O pricină de bucurie și veselie. Deci cei care v-ați imaginat că Ioan Botezătorul era o figură seacă și acră, uite că această imagine din Luca 1 ne reformulează ideea. A fost o pricină de bucurie și veselie. Din moment ce era Duhul Sfânt peste el, era omul bucuriei. Chiar dacă era aspru, dar era omul bucuriei. Și acest om al bucuriei a fost Botezătorul Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos a fost omul care s-a bucurat cel mai mult pe acest pământ. Și în ultim gând despre Ioan Botezătorul, în Matei 3, 13 la 15, vedem că Ioan Botezătorul a fost cel care căuta să-L oprească pe Iisus de la botez. Și ne întrebăm, de ce Ioan Botezătorul dorea să-L oprească? Da, trebuie să spunem și lucrul acesta. Deci să nu ne imaginăm că Ioan Botezătorul umbla după Iisus. Hai Iisus, vreau să te botez, Iisus, nu? Să mă pot lauda că l-am botezat pe Iisus. Nu! Ioan Botezătorul nu se gândea să-L boteze pe Iisus. Ioan Botezătorul nu umbla după Iisus să-L boteze. Din potrivă, vrea să-L oprească pe Iisus de la botez. Așa citim în Matei, în capitolul 3. Dar Ioan, zice în versetul 14, capitolul 3 din Matei, căuta să-L oprească. Eu, zice, l-am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Deci ăsta era motivul. Era atât de smerit Ioan Botezătorul, că zicea, eu trebuie să fiu botezat de Iisus, nu eu să-L botez pe Iisus. Și căuta să-L oprească. Iisus, să nu te botezi. Hai să ne gândim, și astăzi sunt oameni câteodată care caută să oprească pe cei care vor să facă botezul în apă. Și un motiv, deci tot felul de motive am auzit, unele motive chiar m-au șocat, nu le spun pe toate, de ce unii sunt opriți să nu facă botezul. E motiv la cei tineri, hai că mai poți, mai gustă viața, aveți și tu, ești prea tânăr să te botezi, dar parcă la 18 ani ești prea tânăr, botează-te mai târziu. Dar am auzit următorul motiv pentru care cineva a oprit pe copilul de la botez. Zice, măi, acum n-avem bani să facem masă de botez.
Nu facem botez. Să nu faci botez, că nu avem bani de masă. Nu scrie nicăieri în Biblie când te botezi trebuie să faci masă de botez. Și atunci a oprit, pur și simplu, a oprit pe copilul ăla să nu se boteze pe acel tânăr, fiindcă n-a avut bani de masă de botez. Motivul lui Ioan a fost acesta, smerenia. Eu am trebuință ca să mă botez. Deci motivul n-a fost un motiv rău. Și ce zice Domnul Iisus Hristos când a vrut să-l oprească de la botez? Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat și a fost botezat. Trei lucruri importante despre botează. Locul botezului Iordanul, locul miracolelor, locul iertării, locul aducerea minte, locul unde boteza Ioan. Botezătorul, glasul celui ce strigă în pustie, martorul despre lumină, omul religiei bazate pe pocăință, pricina de bucurie și veselie. Al treilea lucru important este botezatul. Deci, locul botezului, primul lucru important despre botează. Botezătorul, al doilea lucru important despre botează. Și botezatul este al treilea lucru important. Botezatul a fost Domnul Iisus Hristos. Și dacă uităm în Matei, capitolul 3, vedem toată prezența Sfintei Treimi la botez. Iisus Hristos este a doua persoană a Sfintei Treimi, care s-a întrupat, a luat chip de om. Și la nașterea Domnului am sărbătorit, nu? Întruparea Lui. Dar toată Sfânta Treime este prezentă la botez. Atunci când Hristos s-a botezat, vedem în versetul 16, Matei 3, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste El. Deci vedem prezența Duhului Sfânt. Și apoi vedem prezența Tatălui, versetul 7, și din cerul s-a auzit un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Bobotează este o sărbătoare unde este prezentă Sfânta Treime. Tatăl vorbește din cer, Duhul se coboară și Iisus Hristos este botezat. Acest botezat, Domnul Iisus Hristos, a văzut cerurile deschise. Deci la botează cerurile s-au deschis. La botezul Domnului Iisus Hristos cerurile s-au deschis. Vedem lucrul acesta, Marcu. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de Ioan în Iordan. Și îndată când ieșea Iisus din apă, l-a văzut cerurile deschise și Duhul pogrându-se peste ele ca un porumbel. Cerurile deschise. La botezul Domnului s-au deschis cerurile. Și m-am avut acest îndemn la rugăciune cu cerul deschis, la rugăciunea noastră. Preobiții mei, Iisus a făcut voia lui Dumnezeu prin acest botez. Și când facem voia lui Dumnezeu, vedem și noi cerurile deschise. Asta vrea Domnul de la noi, să facem voia Lui. De aceea trebuie să ne rugăm: Doamne, umple-mă de cunoștința voii Tale. Doamne, ajută-mă să trăiesc după voia Ta. Doamne, ajută-mă să umblu după voia Ta. Și când noi facem voia lui Dumnezeu, să deschid cerurile în viața noastră. Altcumva, fiți atenți, când poporul evreu păcătuia, se depărtau de Dumnezeu, ce ziceau prorocii? Cerul e de aramă. Cerul era de aramă. Păcatele noastre fac cerul să se închidă. Când facem voia lui Dumnezeu, cerurile se deschid. Poate te întreb, de ce e cerul închis în viața mea? Cercetează-te. Ai păcate nemărturisite? Trăiești după voia lui Dumnezeu? De ce e cerul închis? Când faci voia Domnului, se deschid cerurile. Hristos a făcut voia lui Dumnezeu și s-au deschis cerurile. Dacă și tu faci voia Domnului, se vor deschide cerurile. Vedem un amănunt despre care nu vorbesc toate evangheliile. În Luca 3, cu versetul 21, vedem acest amănunt care nu este prezentat în toate evangheliile. Să ne uităm. După ce a fost botezat, tot norodul a fost botezat și Iisus, și pe când se ruga, s-a deschis cerul. Luca vorbește că Iisus s-a rugat la botezul lui. S-a rugat! Botezul este și un timp al rugăciunii. De aceea sunt unii care de botează stau în post și în rugăciune, caută mai mult fața lui Dumnezeu. Luca vorbește că Iisus s-a rugat. Dar de ce s-a rugat Iisus la botează? De ce s-a rugat Iisus la botezul lui? Avea nevoie Iisus de rugăciune? Da, avea nevoie Iisus de rugăciune. Că Iisus depindea de Tatăl Ceresc. Și Iisus se ruga să facă voia Tatălui Ceresc.
A fost o rugăciune legată de voia Tatălui Ceresc, relația lui cu Tatăl, zilnic se ruga Tatălui, zilnic aștepta voia Tatălui pentru ziua aceea. Și noi trebuie să avem o astfel de viață, zilnic să ne rugăm Tatălui Ceresc, zilnic să așteptăm călăuzirea Tatălui Ceresc pentru viața noastră. Tatăl Ceresc vrea să ne călăuzească, Tatăl Ceresc vorbește și astăzi. Noi trebuie să umblăm cu Tatăl Ceresc și astăzi. Deci vreau să mă opresc la o disciplină pierdută în viețile credincioșilor. Spune Domnul Iisus Hristos, intră în odăița ta. Nu? Și roagă-te în odăița ta. Și Tatăl care este ascuns îți va răsplăti. Noi trebuie să avem zilnic, numai noi cu Dumnezeu, timpul nostru de rugăciune. Trebuie să avem odăița noastră în care intrăm. Iisus s-a rugat de bobotează să-mi pun și o întrebare. Eu am o viață de rugăciune? Am eu odăița mea în care mă rog? Am eu zilnic timpul meu de rugăciune în care vorbesc cu Tatăl? Trebuie să revenim la această disciplină a rugăciunii. Trebuie să revenim la această disciplină a odăiței în care intrăm. Și Tatăl care ne vede ascuns, Tatăl ne va răsplăti. Botezatul aude ce zice botezătorul, că nu este vrednic să dezlege cureaua încălțămintelor botezatului. Interesant. Botezătorul să spună, nu sunt vrednic nici măcar să-ți dezleg cureaua încălțămintelor. Așa spune în Ioan, Ioan în capitolul 1. Versetul 26 și în continuare. Drept răspuns, Ioan le-a zis, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor lui. Botezătorul spune, nu sunt vrednic să dezleg cureaua încălțămintelor botezatului. Atât de important e botezatul pe care îl botez. Ioan și-a dat seama, botezatul este atât de important, eu nu-s vrednic să efectuez acest botez. Ioan nu s-a simțit vrednic să-L boteze pe Iisus. Nu-s vrednic. De ce la bobotează? Trebuie și noi să avem această atitudine lui Ioan. O atitudine de smerenie, o atitudine de umilință. Doamne, tot ce am din partea Ta, tot ce sunt din partea Ta. Și un ultim gând despre botezat. Botezatul este botezătorul cu Duhul Sfânt. Botezatul este la rândul lui un botezător. Hristos este botezatul, dar El și El este botezător. Tot și tot Ioan spune despre El în Ioan 1, versetul 32 și 33. Am văzut Duhul pogrându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste El. Eu nu-L cunoșteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. La botează a trebuit să ne gândim și la botezul cu Duhul Sfânt. Hristos, Cel botezat, este botezătorul cu Duhul Sfânt. Doamne, botează-ne pe toți cu Duhul Sfânt. Foarte important, lucrarea botezului cu Duhul Sfânt, dragii mei, este foarte important. Cel botezat, la botează, Iisus, e botezatul. El însă e botezătorul cu Duhul Sfânt. Nu este un om botezătorul cu Duhul Sfânt. Nu cel care conduce stăruința este botezătorul cu Duhul Sfânt. Și nici măcar Duhul Sfânt nu este botezătorul cu Duhul Sfânt. Ci Iisus Hristos este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Acest adevăr trebuie rostit de botează. Cel botezat în apă, Hristos, este botezător la rândul Lui. Dar botează în Duhul Sfânt. Și fie ca cei care nu-s botezați, să fie toți botezați în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trei lucruri importante de bobotează. Locul botezului Iordanul, botezătorul, Ioan botezătorul, botezatul Domnului Iisus Hristos. Haideți să ne cumăm în picioare. Și să venim cu această atitudine de smerenie a botezătorului. Doamne, nu-s vrednic. Ajută-mă să-mi smeresc inima în această sărbătoare. Această sărbătoare să fie de smerenie. Nu-s vrednic, Iisuse, nu-s vrednic de Tine. Dar ai milă de viața mea. Nu ești botezat cu Duhul Sfânt. Iisuse, Tu ai fost botezat în apă, dar Tu ești botezătorul cu Duhul Sfânt. Te rog să mă botez cu Duhul Sfânt în acest an 2022, Iisuse. Să fie anul în care mă botez cu Duhul Sfânt, Doamne Iisuse. În ce privește locul botezului Iordanul, e locul iertării. Dă iertare în seara aceasta. Cum David a iertat pe Șimei, zici și tu. Astăzi, când vorbim de Iordan, la Iordan l-a iertat pe Șimei. Vreau să iert și eu, Doamne, în numele lui Iisus vreau să iert.
și tot ce ți-a mai vorbit Domnul, adu înaintea Domnului rugăciune și să mulțumim cu toții pentru această seară. Amin.